Steaua însă are toate șansele pentru a-și deschide contraatacurile. A fost din păcate oprit Denis Cerban și lovitura de la margine în favoarea belgienilor repune jucătorul cu numărul 7, Vermont. Renier pentru Clasens, unul dintre cei mai activi fotbaliști ai lui Hugo Broos în prima parte a meciului. Din nou Renier, acum Medved. Medved este cel căruia trebuie să-i mulțumim, bineînțeles, după Filipescu, pentru primul gol marcat de Adrian Ilie, el fiind cel care a produs lovitura de la 11 metri. Foarte bine se opune Tiberiu Cic, acum Călin. Colina ne ajută și în această fază, Baciu respinge. Belgienii s-au instalat lejer cu fundașii pe linia de centru a terenului. Balonul a ajuns acum la Renier. Foarte puține spații în defensiva Stelei. Prodan conduce excelent acolo jocul. Baciu nu are niciun fel de complex și acum șansă de contraatac pentru Steaua. Medved a respins din fața lui Adrian Ilie, continuă decarul stelist, balonul a ajuns la Noghi. Noghi așteaptă un coechipier și îl găsește acum pe Adrian Ilie, care finalizează. Verlinden se opune. Steaua este pe atac la fel de periculoasă ca și la finalul primei reprize. Forma lui Adrian Ilie nu dă răgaz apărării celor de la Bluș pentru a se regrupa. Pascal Renier este de multe ori un om depășit. Roland Nog și Augustin Călin sunt singurii steliști, în care apare și Daniel Prodan, reține Verlinden. Între timp, de la colegul nostru din studio, Costi Prune, au parvenit două rezultate din acest tur preliminar al Ligii Campionilor. Rapid Viena învinge la Kiev cu 4-2 pe Dinamo și se califică în grupele Ligii Campionilor. Același lucru întâmplându-se și cu Glasgow Rangers, un scor de-a dreptul stupefiant la Vladikavkaz, 7-2 cu Alania după 3-1 în tur în Scoția. La acest moment Steaua are chiar posibilitatea de a se întâlni în Liga Campionilor cu cele care au fost adversare anul trecut, dar să nu anticipăm. Adrian Ilie pentru Steaua. Adrian Ilie încearcă să șuteze, este însă blocat. Belgienii au învățat să se apere câte doi la jucătorul Stelei. Un fault asupra lui Căli. Medved l-a călcat cu piciorul pe Augustin Călin. Pierluigi Colina face semne că nimic nu se va întâmpla pentru Dirk Medved. Acesta mai are deja un cartonaș galben. După ce în vară declarase că nu intenționează să vină la Steaua și a fost anulată ultima șansă de a ajunge la regiana lui Mircea Lucescu, iată-l acum pe Călin folosit ca titular de antrenorul Dumitru Dumitriu, un jucător cu calități fizice excepționale, are și tehnică, rămâne doar să se integreze în 11-le de bază al Stelei. Adrian Ilie nu reușește să treacă acolo de Brâl. Între timp am observat un nou introdus în echipa lui Hugo Broos, este vorba de numărul 14, croatul Robert Spehar. Baciu reușește să apară la momentul potrivit în fața lui Verhaen. Vom vedea în locul cui a intrat Robert Spehar, 26 de ani, unul dintre titularii partidei de la Bruj. Arbitrul Colina decide o finalizare foarte pacifistă a duelului dintre Spehar și Baciu, punându-i pe cei doi jucători să-și dea mâna. Un nou fault asupra lui Adrian Ilie. Alături de Spehar a intrat și Anders Nielsen, deci o schimbare cu doi oameni pentru Hugo Broos încă de la pauză, deci probabil se reface 11-le din partida cu Steaua. Spehar și Anders Nielsen au fost jucători care au contribuit decisiv la scorul de 2-2 din partida turi, ei reușind ambele goluri. Puține șanse pentru FC Bruj de a mai accede în Liga Campionilor, dar sigur că mai presus de calificare, onoarea este cea care trebuie apărată. Medved.
Steaua se află la aproape 40 de minute de o performanță excepțională. Calificarea pentru a treia oară consecutivă în rândul celor mai bune 16 formații de club din Europa. Steaua București, FC Bruj, 2-0. A forțat un foul Ferraien. Arbitrul Colina a decis acordarea balonului formației noastre. Tristețe acum pe fața suporterilor belgieni. Sigur, belgienii nu sunt un popor care să se exteriorizeze atât de ușor, dar acest scor parcă este întipărit pe fețele celor prezenți la această partidă, care susțin FC Bruj. Dumitru Dumitriu, antrenorul Stelei, un tehnician foarte contestat în ultima perioadă, dar care, iată, după această întâlnire își poate culege roadele muncii sale. Opțiune de atac lansată de Nilsson, balonul a ajuns la Klaasens. Klaasens, care o încercare de deviere a lui Mario Stanici. Golgheterul campionatului belgian în sezonul trecut, un jucător care a mai fost la București în lotul Benfica Lisabona în urmă cu 2 ani. Tot în Liga Campionilor, trebuie spus. Între timp el a mai trecut și pe la Sporting Gijón. Vă spuneam, această cură de Belgia, să o numim așa, i-a adus foarte multe foloase lui Mario Stanici, el fiind intens curtat de Fiorentina, formație la care există toate șansele să se transfere. Adrian Ilie își permite să facă spectacol. Este lansat Damian Militaru, care încearcă finalizarea cu un șut de la distanță. Damian Militaru nu a trecut printr-o perioadă foarte fericită în acest debut de sezon fotbalistic. Iată-l însă renăscând acum în partida cu FC Bruj, adică exact momentul de la care toată lumea aștepta maximul de la Steaua. O minge prea lungă pentru Călin. Anders Nilsson faultează la Damian Militaru, lovitură liberă pentru Steaua. Cei care au ieșit din 11-le lui Hugo Broos sunt Günther Verians, numărul 2, și numărul 12, Eric de Flandre. Acesta din urmă, unul dintre cei mai buni jucători în partida din tur. Antrenorul Hugo Broos a renunțat deci la închizătorul său în această partidă, mizând totul pe cartea atacului, numai că Steaua are posibilitatea lansării contraatacurilor. Acestea nu s-au arătat până acum în această repriză secundă, dar scorul este favorabil campioanei noastre cu 2-0. Medved. Renier. Pentru De Brul, acesta combină cu numărul 10, Gert Verheyen. Denis Șerban pornise acolo Roland Nochi. Frankie van der Els. Frankie van der Els posedă un șut foarte bun de la distanță, el însă combină cu Stanic și Verheyen, un lucru care n-a fost deosebit de profitabil pentru Bruj. Adrian Ilie se bate cu Dirk Medved. Intercepția lui Adrian Ilie, reușește acesta să păstreze controlul balonului. Din spate vine Denis Șerban, este 3-0 pentru Steaua. Nu este vorba de Denis Șerban, ci de Roland Nog. Spațiile libere din defensiva belgiană s-au concretizat astfel prin golul al treilea marcat de Steaua. Din acest moment totul este sigur, Steaua se află pentru a treia oară consecutiv în Liga Campionilor. O fază foarte asemănătoare cu contraatacul lansat de Ilie Dumitrescu în partida cu Argentina, dacă vă aduceți aminte. Iată această așteptare pentru găsirea unui coechipier. Adrian Ilie a creat o nouă fază de mare spectacol pentru formația noastră campioană. Roland Nog închide tabela cu 3-0 pentru Steaua. Și echipele românești sunt foarte aproape de o adevărată performanță. Toate patru acced în turul următor. Rapid și FC Național sunt deja în turul întâi al Cupei UEFA, în vreme ce Gloria Bistrița joacă mâine returul cu La Valeta. 2-1 deplasare. Roland Nog plasează excelent acest șut.
O schimbare, putem spune acum, mai mult decât inspirată. Dar iată un cartonaș roșu acordat unuia dintre jucătorii noștri. Chiar Adrian Ilie este cel eliminat de arbitrul Colina. Este probabil singura șansă pe care arbitrul Colina le poate acorda belgienilor în fața acestui talent extraordinar care se numește Adrian Ilie. În orice caz, maniera de arbitraj a italianului, putem spune că lasă de dorit, și spectatorii, cunoscând limba italiană, îl salută pe arbitrul Colina cu mesaje cunoscute de domnia sa din calcio. Chiar și în 10 oameni, Steaua este foarte aproape de Liga Campionilor. Augustin Călin încearcă să țâșnească pe contraatac, reușește să-și facă balonul. Mi s-a părut o umbră de hands acolo la De Bruyne. A fost căutat Vermand. Deci am avut din nou reluarea golului 3 reușit de Roland Nock, picat într-un moment, putem spune chiar la moment, pentru că fără Adrian Ilie Steaua înseamnă mult mai puțin. Două goluri și o pasă decisivă reușită de Adrian Ilie. Iată acum și momentul la care suporterii belgieni s-au trezit. Este poate ușor absurd, dar ei chiar au început să spere după această eliminare a pericolului public numărul 1, un joc periculos al lui Mario Stanici acolo. Arbitrul Colina însă nu are aceeași larghețe, n-a acordat cartonașe galbene de ambele părți. Sigur, am fost ușor subiectiv la această fază. Se prea poate ca Stanici să nu fi cunoscut, într-adevăr, prezența jucătorului stelist în spatele său. Ați observat raportul faulturilor, este net superior formației vizitatoare în această seară, FC Bruj. Cu toate acestea, cel eliminat de pe teren se numește Adrian Ilie, cel mai bun jucător al acestei întâlniri. Totuși, chiar dacă nu va evolua până la final, a marcat de două ori, a oferit o pasă decisivă colegului său, Roland Nott. Este un lucru îngrijorător pentru starea psihică a lui Adrian Ilie, a doua eliminare consecutivă, mai puțin, de fapt, chiar în 4 zile. Mie mi s-ar părea cel mai îngrijorător, consider că cel mai îngrijorător lucru este absența lui Adrian Ilie din Liga Campionilor. Rămâne de văzut cât de drastică va fi comisia de disciplină a organismului european. Ne întoarcem însă la joc, cu un Augustin Călin mereu prezent în spatele defensivei, lângă defensiva, mai bine zis, belgian. Vom vedea în ce măsură Steaua va reuși să apere acest 3-0. Pare greu de crezut că belgienii mai pot reveni, însă minuni s-au văzut destule pe un teren de fotbal și aceasta este probabil una dintre marile puteri de atracție ale acestui joc. Medved pentru Rânie. Rânie are spațiu liber de manevră, i-a pasat lui Nilsson. Danezul Nilsson încearcă și reușește pătrunderea în careu, atenție mare, și reușim să scăpăm de această dată. A respins acolo excelent liberoul Laurențiu Baciu. Lovitură de colț pentru FC Bruj. Oarecum eliberați de stresul obținerii calificării, spectatorii au lansat valul. Gerasim reușește să boxeze. Niciun jucător stelist nu se afla în afara careului de 16 metri. Steaua a renunțat deliberat la mijlocul terenului, de-abia acum un pas la offside. Niciun jucător belgian însă în față. Klessens primește Verhaen. Verhaen pentru Mario Stanici, acolo apare Filipescu, iese și Daniel Prodan. De Bruyne. Operatorii noștri au încercat și au reușit să țină pasul cu valul născut de public. Șansă din nou de contraatac pentru Steaua. Roland Nog încercând să-l lanseze pe Denis Șerban. Balonul ajunge acum la fostul constanțean. Se lansează pe partea dreaptă Călin. Denis Șerban îi pasează acum lui Augustin Călin. Finalizarea acestuia foarte aproape de 4-0. Încet, încet, Steaua începe să funcționeze ca în vremurile ei bune, atunci când reușea aducerea Cupei Campionilor Europeni la București. 3-0 în această a doua manșă a partidei, cu FC Bruj foarte, foarte aproape campioana României de calificarea în Liga Campionilor. Într-adevăr, viteza este lucrul care place cel mai mult la acest joc al Stelei.
cei supranumiți în deceniul 8 viteziștii. Se apropie, cum spunea și Costin Mocanu, din ce în ce mai mult de acei ani. Totuși, probabil nu este nevoie de exagerare. Acest 3-0 în fața campioanei Belgii spune destul de mult la acest moment. Respins, Frankie van der Elst, mingea sa l-a căutat pe Stanici. O luminare perfectă a lui Baciu apare acolo și Daniel Prodan. Călin pleacă pe acest contraatac Damian Militar, însă fault dictat de Pierluigi Colina. Este păcat totuși că Militarul îi reproșează lui Călin întârzierea pasei. Sigur, s-ar fi putut naște o situație favorabilă Stelei. Oricum, și acest scor 3-0 ne scutește, cred eu, de orice comentariu. Tiberiu Cic. Noghi. Apariție surprinzătoare în ofensivă a lui Bucur Bogdan, a respins acum Prodan, Militar. Intercepție Van der Elst. Pascal Renier este cel care conduce acest atac pentru FC Bruges. Gert Verheyen, mingea l-a lovit pe Baciu. Acesta resimte din plin forța șutului lui Verheyen. Probabil va fi nevoie de intervenția medicului. Lovitură de colț pentru FC Bruges. Șeful galeriei steliste își încurajează, și dirigează, mai bine zis, oamenii. Frankie van der Elst, un șut puternic. Mingea este excelent respinsă de portarul Gerasim. Faza continuă cu avantaj pentru formația belgiană, dar doar pentru scurt timp. Repunere din colțul careului de 6 metri al porții lui Gerasim. A fost corectat de imagine, nu Frankie van der Elst a fost autorul șutului care a pus pentru moment în pericol poarta lui Daniel Gerasim, ci fundașul Pascal Renier. Fundașul stâng al formației lui Hugo Broos. Mingea l-a sărit pe Vermont. Jucătorul belgian nu poate să ajungă la balon decât faultându-l pe Denis Șerban. Filipescu va fi cel care va executa această lovitură liberă pentru Steaua. După momentul psihologic acuzat de Steaua la eliminarea lui Adrian Ilie, Militarii și-au mai revenit. Minge pentru Damian Militaru. Oricum, belgienii au încasat tot felul de puncte psihologici în această partidă, chiar de la cel eliminat Adrian Ilie, vă reamintim, marcând primele două goluri și fiind principalul cu autor la cel de-al treilea punct al Stelei reușit de Roland Nord. Van der Elst, presat de Noghi, a întors până la Medved. Belgienii încearcă să desfacă jocul căutând o breșă în defensiva Stelei. Aceasta nu a venit până în acest minut. Renier. Medved. Van der Elst este ajutat de Klaasens pentru Stanici. Stanici întoarce balonul și mingea este respinsă de Daniel Prodan. Arbitrul Colina a apreciat fault intervenția lui Mario Stanici atunci când s-a desprins de Daniel Prodan. Șutul lui Speher a rămas fără urmări pentru poarta apărată de Gerasim. Acesta este Pierluigi Colina, unul dintre cei mai celebri arbitri în România, din transmisiunile directe ale ProTV-ului, din El Calcio. Acesta s-a declarat foarte încântat atunci când un reporter al ProTV-ului
i-a spus că este unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din Europa în România. Militar. Preluarea sa a vrut să fie altceva, totuși Steaua nu uită că trebuie să treacă... Ceva în genul celei realizate de Butoiu la victoria rapidistă de aseară la Sofia. Steaua, Rapid și Național sunt calificate, îndrăznim să spunem, pentru că această partidă încă nu s-a terminat în primul tur al cupelor europene. Probabil Gloria Bistrița nu va avea nicio problemă în a se impune în fața maltezilor. Așadar, un an cu o mică premieră pentru România, calificare în bloc în primul tur al cupelor europene. De la Medved pentru Franky van der Elst. Van der Elst și Verhaen. Călin ajută în acest moment apărarea. Bucur Bogdan a apărut la marcaj din nou Van der Elst. Van der Elst combină cu Klaasens, urmează probabil centrarea, așteaptă acolo Mario Stanić, respinge Banciu. Roland Noghi. Acțiunile stelișilor încep să devină din ce în ce mai solitare, totuși iată, patru roși albaștri în jumătatea de teren a belgenilor. Filipescu. O minge lung de linie, excelent, a reușit să treacă acolo Filipescu într-o formă deosebită, totuși centrarea nu este ceea ce se aștepta. De Brul a lăsat balonul să treacă dincolo de linia care marca sfârșitul terenului de joc și corner pentru Steaua. Prin eliminarea lui Adrian Ilie, Roland Noghi a fost retras pentru a sprijini linia de mijloc și linia defensivă a Stelei. La lovitura de colț, către lovitura de colț, se îndreaptă pentru a o executa Denis Șerban. În care eu cu doar 3 jucători steliși. Denis Șerban l-a preferat pe Filipescu. Are șansa centrării, o realizează. Verhaen reușește să treacă. Cic este în întâmpinarea lui. Acum Prodan nu este offside. Iese în Zeferlinda. Pe marginea terenului, cei 3 jucători de rezervă ai Stelei. Este vorba de Zamfirescu, Roșu și Ciocoiu. Se încălzesc. Vom vedea în ce măsură antrenorul Dumitru Dumitriu va schimba componența actualei echipe de pe teren. Vă reamintim, Adrian Ilie, el e eliminat la 3-0. Însă belgenii nu se apropie decisiv, cel puțin deocamdată, de poarta lui Gerasim. Din păcate, această seară de fericire pentru suporterii Stelei este stricată tocmai de ei. În meci decisiv pentru calificarea în Liga Campionilor și-au... adus aminte de disputele interne și meciurile de campionat care urmează în divizia națională. Oricum, Steaua FC Bruj 3-0, Steaua foarte aproape de calificarea în Liga Campionilor. Respinge Tiberiu Cic din fața lui Stanić. Balonul a sărit pe Șpehar. Șerban. Cuțul Denis Șerban reușește să treacă. Nu a putut decât mingea să se îndrepte către poarta lui Verlinden. Șerban a fost oprit. Arbitrul Colina îi face semn să se ridice. Denis Șerban, iată, la o poziție mult mai apropiată de ceea ce știe el să joace, către mijlocul terenului. Oricum, pentru Steaua, acest joc fără Lăcătuș și Adrian Ilie este o bună repetiție, cel puțin în această parte secundă, pentru derbiul campionatului, meciul cu Rapid. Minutul 26 al acestei reprize secunde, Steaua conduce FC Bruj cu 3-0, lovitură liberă pentru campioana României. Aveți în imagine banca tehnică a Stelei. Marius Lăcătuș este în imediat apropierea lui Dumitru Dumitriu. Un om care poate spune că de la, poate cel mai bine că de la agonie la extaz,
nu este decât un pas tradus în cazul nostru la câteva zile. Denis Șerban a încercat un pressing, balonul este acum pe trasee belgiene. Cu numărul 11, Klaasens, Gert Klaasens reușește să păstreze controlul mingii. Stanici a scos acea minge pentru Anders Nilsson, danezul nu a putut însă controla balonul. Iată-l pe Roland Nog, pressing singuratic în jumătatea de teren a belgenilor. Acum liberoul Medved, care are totuși pe conștiință, spunem noi, golul al treilea cu acea intercepție a lui Adrian Ilie, de la Medved pentru Renier. Verhaen, Renier și Speha. Frankie van der Elst. Se simte acel om în minus pe care Steaua nu îl are. Gerasim a ieșit ușor greșit mingea la croatul. Spehar încearcă să șuteze, a fost, cred eu, un hands acolo, dar faza continuă, arbitrul Colina nu a văzut nimic. Frankie van der Elst întoarce mingea pentru o nouă centrare și poate cea mai periculoasă fază creată de FC Bruges la poarta lui Daniel Gerasim. Știți cum se spune, că atunci când e să-ți meargă totul, iată, te ajută și norocul. Daniel Gerasim, un oropsit al soartei în partida cu AS Bacău, astăzi unul dintre cei mai buni jucători în partida Steaua FC Bruges. Experiența și inteligența în joc remarcați a lui Frankie van der Elst, ale lui Frankie van der Elst în această fază. L-a deschis foarte inteligent jocul către unul dintre coechipierii săi. Se bate acolo Călin. Reușise să iasă De Bruyne. Călin continuă o acțiune. Augustin Călin este din păcate singur și finalizează această fază. Pasa la Roland Nogi a fost așteptată de aproape întreg stadionul, ea nu a sosit, Călin a preferat acea acțiune era solitară. Era și foarte greu pentru Călin, pentru că veniseră doi jucători belgieni în întâmpinarea sa. De Bruyne reușește să avanseze pe flancul drept de atac al celor de la FC Bruges, respinge Baciu. Pentru Anders Nilsson, acest balon, sunt acolo Filipescu și Baciu. Reluare spectaculoasă a lui Filipescu, însă mingea nu se duce mult prea departe de careul de 16 metri al campioanei României. În continuare, Steaua, FC Bruges, 3-0. Steaua joacă fără Adrian Ilie, eliminat. Reluare spectaculoasă a lui Stanici, la balon ajunge Klaasens. Baciu a ieșit, un hands involuntar. Involuntar, sigur, militarul a încercat să se ferească de mingea șutată de unul dintre coechipierii săi, acum Van der Elst. O nouă încercare de schimbare a direcției de atac. Roland Nog este, din păcate, prea singur pentru a reuși o continuare fericită a fazei. Steaua încearcă pasul la offside, iată o inițiativă de jucată de atacul belgian, Verhaen. Pe marginea terenului așteaptă să intre Laurențiu Roșu. Acum din nou Frankie van der Elst, în centrul careului se află acolo liber Gert Verhaen. Fermont. Medved pentru același Frankie van der Elst, omul care dirigează toate baloanele Brujului. La 35 de ani continuă să fie unul dintre cei mai importanti jucători din campionatul belgian, De Bruyne. O nouă ocazie pentru campioana Belgiei la acest scor dezarmant totuși pentru echipa lui Bros. Pe marginea terenului se pregătește, iată, schimbarea lui Augustin Călin, care va fi înlocuit de Laurențiu Roșu. Călin a muncit foarte mult în această partidă, nu uitați, a avut numeroase faze de singur contra a doi sau trei fundași belgieni. Mai ales în aceste condiții în care Steaua evoluează în 10 jucători, cursele lui au fost foarte utile pentru apărare. Roșu la prima atingere a balonului, din fața sa respinge acum Anders Nilsson. Speher nu poate câștiga duelul cu Bucur Bogdan. Roșu.
Plasens. Mingea ajunge la Prodan, a plecat excelent Roland Noghi. Dani Verlinden a încercat să iasă pe acest balon. Roland Noghi vine din spate, Damian Militaru. Acesta reușește să pună stopul. Damian Militaru pentru Laurențiu Roșu. A apărut și Bucur Bogdan, respinge excelent Renier. Verhaen în duel cu Cic. Poate că ar fi fost prea mult pentru această partidă, un 4-0 în favoarea Stelei. Franky van der Elst avea posibilitatea unui șut. Mingea continuă să se îndrepte către poarta lui Gerasim și avem din nou șansă la această finalizare de fază. Acesta este Fermand, Sven Fermand, 22 de ani, un fotbalist care evoluează pentru FC Bruj din 1993. Galeria cere și cel de-al patrulea gol, probabil ar fi însă mult mai bine, de fapt, pentru Steaua să reușesc să conserve acest rezultat. Belgienii ar fi bine sunt... să-l conserve marcând totuși cel de-al patrulea gol, pentru că spectacolul este adus de reușite. Belgienii, așa cum vă spuneam, încearcă să-și apere ceea ce a mai rămas, și anume onoarea. Franky van der Elst încercând să lanseze pe Mario Stanici, croatul a fost aproape inexistent în această partidă. Roland Noghi reușește să-i paseze lui Militaru, aștepta pe partea stângă. Denis Șerban, minge a ajuns la Roșu. Roșu pentru Denis Șerban, un balon ușor de manevrat pentru masiva apărare belgiană. Din nou Roșu. Venise la preluare Noghi. Iată-l pe Bucur Bogdan, încearcă să finalizeze. Balonul din fericire, mingea sa se lovește de Denis Șerban. Bucur Bogdan, o evoluție, mă scuzați, mult mai sigură decât în acea postură de libero, care cere multă responsabilitate. În general, Bucur Bogdan greșește atunci când puțin se așteaptă. Totuși, spuneam în această seară, evoluție deosebit de bună pentru Bucur Bogdan. Laurențiu Roșu, în această intercepție, reușește să treacă de Franky van der Elst. Roșu pentru Denis Șerban. Bucur Bogdan. De la Bucur pentru același Roșu. Noghi. Roland Noghi păstrează controlul balonului și este faultat de Pascal Renier. Cartonaș galben acordat de Pierluigi Colin. Foarte multă încredere și siguranță voiam să remarc în jocul lui Roland Noghi. Chiar dacă nu pare un fin dribler, a reușit de multe ori treceri spectaculoase la acest capitol excelent. Denis Șerban, foarte stăpân pe elementele de tehnică pe care le etalează în joc. Revezi de această șerpuire a lui Roland Noghi. Lovitură liberă pentru Steaua, Damian Militaru se află în preajma balonului, dar iată încercând să finalizeze pe capitanul Stelei după ieșirea lui Marius Lăcătuș, Daniel Prodan. Mai sunt 10 minute din timpul regulamentar de joc. Steaua, FC Bruj, 3-0, returul din turul preliminar al Ligii Campionilor la Bruj, 2-2 între Steaua și campioana Belgiei. Cartonaș galben pentru Roland Noghi, celălalt treiar din teren. Aceeași sancțiune ca și Pascal Renier în faza precedentă. Van der Elst va încerca probabil să arunce balonul în careul lui Daniel Gerasim. Așa face și iată foarte aproape de gol. Dar nu, Gerasim este prezent în fața acestei cele mai mari ocazii a formației belgiene și acum își lansează formația sa pe contraatac, o fază însă stinsă foarte rapid de Medved. Cu siguranță a fost cea mai mare ocazie de gol pentru echipa lui Hugo Broos. FC Bruj, 3-0 în continuare pentru Steaua. Nilsson se încearcă 1-2. Verhaen a apelat poate la un procedeu mai puțin cunoscut în campionatul belgian, călcâi, dar jocul este oprit acum de arbitrul Colin. Avem reluarea fazei în care Gerasim a reușit să salveze extraordinar, s-a aflat acolo numărul 14, Robert Speckar, reflex foarte bun al portarului Stelei.
greșeala lui Mario Stanici la preluare și șutul lui Speher respins de Gerasim. Franky van der Elst ratează intercepția. Militarul Anders Nielsen, una dintre puținele achiziții ale Brujului în acest sezon, nu se înțelege însă tocmai bine cu coechipierii săi, Bucur Bogdan. Roșu pentru Denis Șerban. De la Medved pentru Speher. Diferența de valoare este evidentă între aceste două formații, chiar și în 10 jucători Steaua nu poate fi străpunsă. 3-0 în continuare pentru campioana României, care se apără grupată, a respins acum Bucur Bogdan. Aleargă spre acest balon roșu, este acolo Medved. După cum puteți observa, un singur jucător în jumătatea de teren a belgenilor, acum nici măcar unul singur. De la De Brul pentru Franky van der Elst, Fermant, nu este Pascal Renier. Filipescu. Mai sunt 7 minute din timpul regulamentar. Steaua, FC Bruj, 3-0, schimbare în echipa lui Dumitru Dumitriu. Ultima posibilă, până acum au intrat Roșu și Roland Noghi. Cel schimbat este Denis Șerban, un meci mult mai bun decât în partida tur, cu momente de sclipire pentru un constanțean care a costat aproximativ 250.000 de dolari Steaua. Cel care intră este numărul 14, Tudor Elzan Firescu. Acesta trece pe partea dreaptă în apărarea Stelei. Acum apare Anders Nielsen, dar acolo este Baciu. Foarte bună evoluția lui Baciu în această întâlnire, vă spuneam, și a depășit cu foarte mult curaj tracul la debutul său în cupele europene. Ați urmărit o încercare de finalizare a croatului Speher. Tudor Elzan Firescu, una dintre achizițiile Stelei, numeroase de altfel în această vară, venit de la Sportul Studențesc, de la Roland Noghi pentru Roșu. Bucur Bogdan are posibilitatea acestui culoar, el renunță, întoarce mingea, așteaptă probabil ca coechipierii săi să-și așeze pozițiile mai bine. Militaru cere mingea Roșu, iată-l pe Noghi sărind alături de De Brul. Verhaen, Mario Stanici are un culoar pe partea dreaptă de ataca celor de la FC Bruj. Fermant. Speher. Cassens. Respinge același Baciu. Echipa belgiană s-a rupt, colaborarea dintre liniile ei nu mai este la fel de puternică, așa cum era în primele minute ale acestei partide. Un fault în atac. Balonul va intra în posesia campioanei României, Steaua București, care conduce FC Bruj cu 3-0. Acest posibil meci de despărțire al lui Mario Stanici de FC Bruj, după cum spuneam în prima repriză, Gazeta dello Sport a anunțat prezentarea lui Stanici la Fiorentina pentru duminică. Nu este un, adică acest meci nu este un grozav. Cred eu totuși reamintită părerea ziariștilor belgieni, care spuneau că Stanici refuză să vorbească cu oricine despre acest transfer la Fiorentina. Totul este învăluit în ceață, încă nu se știe foarte sigur dacă Mario Stanici se va alătura grupării lui Mario Cechigur. Pe teren, Robert Speher combină cu Pascal Renier. Verhaen, un vârf nevoit să-și care balonul chiar din propria jumătate de teren. Fermant. Energia îi părăsește pe belgeni pe măsura scurgerii timpului, un 3-0 care pare țintuit pe tabelă la acest moment. Thank you.
spectacol adus de fericire pe stadionul Steaua. Iată, trei echipe românești pătrund în turul întâi al cupelor europene. Să urmărim aceste ultime atacuri ale formației belgiene. FC Bruges cu Frankie van der Elst pentru danezul Nielsen. A încercat o continuare acolo Gert Claessens și lovitură de colț pentru FC Bruges. Foarte frumoasă această încercare de reconciliere dintre galerie și antrenorul Dumitru Dumitriu. Laurențiu Roșu îi pasează lui Damian Militaru, încearcă să se demarce Roland Nogi. Continuă Militaru și încearcă finalizarea! Senzațional! Excelentă soluția găsită de Damian Militaru în ultimele minute ale partidei. Steaua FC Bruges foarte puțin a lipsit ca echipa campioană a României să se distanțeze la 4 goluri pe tabela de scor. Arbitrul Colina, la semnalizarea tușierului, frânează elanul atacului belgian, cerând repunerea balonului chiar din colțul careului de 6 metri. Revedeți această boltă a lui Damian Militaru, o boltă care, din păcate, nu s-a finalizat cu gol. Renier, Spehar pentru Stanici. Croatul reușește finalizarea, dar în fața unui portar în mare formă, l-am numit aici pe Daniel Gerasim, golul refuză să vină. Tot în acest tur preliminar al Ligii Campionilor, la Istanbul, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, 1-1. Campioana Turciei este o nouă prezență în grupele Ligii Campionilor, alături de Glasgow Rangers și Rapid Viena, primele calificate în acest rund al Ligii Campionilor. Am avut senzația că Ferdinand a atins balonul. Poate acesta a mușcat puțin din bara transversală a porții belgiene. Oricum, ultima reluare pare să-i dea dreptate arbitrului Colina. Steaua și una dintre ultimele acțiuni pe acest final de meci. Roland Nogi a pierdut însă balonul. Fermant, Ferhaen pentru Stanici, marcajul lui Prodan alternat cu cel al lui Cic, necruțător până acum. Presa belgiană a fost destul de liniștită înaintea acestei partide cu Steaua, declarând că antrenorul Hugo Broz a spus că practic nu mai există șanse. Cu toate acestea, tehnicianul belgian a declarat la venirea pe aeroport că șansele sunt egale pentru cele două formații. Iată că socoteala făcută de domnia sa acasă s-a potrivit cel mai bine situației de pe stadionul Steaua. Sâmbătă, distanța dintre Steaua și FC Bruges a fost una imensă. FC Bruges a reușit să învingă acasă pe Saint-Trond echipa lui Rednic cu 6-1, în vreme ce Steaua a înregistrat ceea ce mulți au numit cea mai mare surpriză din istoria diviziei naționale, un 1-5 pe acest teren cu ASE Bacău. Un eșec, nu-i așa, uitat acum datorită acestui val de bucurie din tribunele stadionului Steaua. Un stadion care și-a aprins tradiționalele torțe ale victoriei. 3-0 este un rezultat mult prea frumos pentru a putea fi schimbat de aceste ultime atacuri cam tocite, este adevărat, ale jucătorilor belgieni. Îl urmărim pe Rânie. Vine în ofensivă și liberoul Medved. Se retrage Frankie van der Elst, care primește acum. Fără riscul de a greși, cred eu că se observă foarte clar blazarea în jocul campioanei Belgiei, învinsă cu un scor umilitor la București, 3-0 pentru echipa campioană a României, care își permite, iată acum, să lanseze un nou contraatac. Excelentă pasă lui Filipescu pentru Damian Militaru, într-o poziție aproape asemănătoare cu aceea din care Militaru încercase bolta. Mijlocașul stelist este faultat acum, lovitură liberă în favoarea Stele. În
Belgia va fi fără reprezentant în Liga Campionilor, al doilea an consecutiv. Anul trecut Anderlecht nu a reușit nici ea performanța. Absența de la Euro 96 a naționalei lui Paul Van Himst, arătând că lucrurile merg din ce în ce mai rău pentru fotbalul din această țară. Daniel Prodan renunță la gândul execuției acestei lovituri libere. Damian Militaru și Dani Verlinden. Și atât fluierul final al arbitrului Pierluigi Colina, victorie a Stelei cu scorul de 3-0, rezultat care cumulat cu acel 2-2 din prima manșă duce campioana României în Liga Campionilor, o performanță deosebită. Iată, a treia calificare consecutivă a formației noastre campioane în Liga Campionilor.